Astăzi aș vrea să discutăm despre anotimpul vara. În primul rând, să recapitulăm cele patru anotimpuri. Începem cu primăvara, vara, toamna și iarna. Acum să vedem care sunt lunile de vară. Lunile de vară sunt iunie, iulie și august. Dacă ne uităm la acest copac, cum ne dăm seama ce anotimp este? Este anotimpul vara, pentru că frunzele copacului sunt verzi. Ce floare este aceasta? Ați ghicit, este un mac. Macul este o floare specifică anotimpului vara. O vom vedea pe câmpuri doar în acest anotimp. Credeți că putem mânca macul? Putem mânca floarea? Putem mânca petalele? Putem mânca frunzele macului? Dar ce putem mânca de la mac? De la mac putem mânca semințele. Macul are foarte multe semințe negre și foarte mici, care sunt foarte ușoare, adică dacă le luăm în mână, nici nu le vom simți. Se spune că dacă mâncăm semințe de mac, vom dormi mult mai bine. Ce sunt acestea? Sunt cireșe. Câte cireșe sunt? Sunt două. Cireșele sunt fructe foarte dulci și se coc doar în anotimpul vara. Cireșele sunt drupe, adică fructe care au un miez foarte bun și cărnos și un singur sâmbure. Putem mânca oare sâmburele? Dar aceasta ce este? Este o roșie. Roșia este o legumă specifică anotimpului vara. Ce putem face din roșie? Putem să o mâncăm așa cum e ea, crudă, în salată, sau putem să facem bulion sau ketchup. Vara se întâmplă și un lucru foarte important pentru plante, și anume, fluturii transportă polen de la o floare la alta, ajutându-le să se înmulțească. Când ne place nouă cel mai mult să mâncăm înghețată? Vara. Vara înghețată este desertul preferat, fiindcă ne răcorește în zilele foarte călduroase. La începutul anotimpului vara este o zi foarte importantă, și anume ziua de 1 iunie, când este ziua tuturor copiilor din lume și toți aceștia primesc cadouri. Când mergem cu părinții la mare și ne distrăm în apă? Tot în anotimpul vara. Dar când ne îmbrăcăm cu tricou cu mânecă scurtă, pentru că este foarte cald afară? Tot în anotimpul vara. Vara, soarele strălucește foarte puternic și sunt cele mai multe zile însorite din an. Vouă vă place anotimpul vara? De ce vă place?